Bună ziua! Cum vă simțiți aici pe litoral? Cum să ne simțim? Ne simțim foarte bine. În sânul familiei este foarte important să petrecem fiecare oră, fiecare zi. Ce faci, mă, acolo? Nu lua căluțul din mare și-l călări, că nu se călărești. Tu mă uită la gagici. Și este important ca familia să fie unită. Și să se iubească mulți. Și da, să fie primire, să fie primită iubirea. Și armonie, multă armonie. Și multă armonie. Și nu mai mânca nisip! Și foarte important este ca copiii să crească. Uite-l pe ăla că țâneacă în mare, du-te și el, salvează-l! Du-te, mă, și salvează-l! Bă, deci dacă țâneacă asta vă omor pe amândoi, du-te și salvează-l! Eu aduc foarte multă liniște în această casă și armonie. Eu mă simt ca în paradis și mă simt foarte fericită că am o familie alături de mine. Ce face copilul nostru? L-ai salvat? Marius, da. Pe Mihai, mă, pe al nostru, mă! Ți-am spus mai întâi familia și după aia alții! Du-te și salvează-l! Vă omor pe amândoi dacă vă necați! Foarte important este să fiu relaxată și să simt sub picioare nisipul. Mătii, nu-l mânca! Nisipul nu se mănâncă! Nisipul nu-l bagi în gură! Și nici căcatul din el, la fel! Uite, ți-am zis că seamănă cu tine, mănâncă orice căcat! Peste pe asta tare! Ce peste? Copilul l-am salvat, dar... Petul nu. Du-te și ai grijă de el tot atâta. Hai, nu te mai uita. Este copleșitor să văd cum... Nu știu, am atât copii iubitori, ascultători, futu-ți mătii, dacă mai mănânci odată căcatul ăla, vreau să spun... Am reușit! Am reușit! Deci dacă mai mănânci odată, te desfigurezi, te bat cu chandama aia la cur, dacă nu... Deci te spânzuri coața de la chandama, ți-am zis să nu mănânci! Ce faci, mă, fumezi chiștoace de pe jos? Vină în coace că-ți dau eu o țigară întreagă. Ce vrei, mă? Țigară întreagă. Pleacă de aici, ce-mi cer tu mie țigări? Nu te mai uita după gogi. Nu mai bea atâta! Nu mai bea atâta și nu te mai uita după gogi și tot timpul te uiți. Tăi-te în gură! Te bat, mă, cu chandama la cur. Uite și-l bate. Foarte reușită este că el mă ajută foarte mult. Du-le, mă, și ai grijă de el! Spuneți-mi, vă rog, aveți timp să vă îngrijiți? Cum să... Mă super îngrijesc, chiar ieri am făcut o baie în mare... Am împins-o! Ce prost ești! Da, și copilul la fel m-a împins, așa e grijă de mine! El mă ajută foarte mult, mătii, vezi că se neacă din nou, pleacă acolo și vine, îl salvează! Când copilul nu mă ascultă, fac parenting, în sensul că nu-l cer, pur și simplu îi zic Darius, te rog frumos, haide să ne liniștim, hai să ne calmăm, hai să nu facem o criză de inspir, expir, vreau să-ți arăt niște imagini și să-mi spui ce se află în spatele mătii care ești, că mai stropi, măi, nesimțitule, nu mă mai stropi atâta, că dacă nu, vezi că dacă mă enervezi, te dau la conector. Iar el mă super susține și eu am încredere în el totală. Poți să mă duc până la pericul ăsta, cum mă cheamă. Te duci, da, îmi spui orice, mă suni, îmi spui ce faci. Mă suni, îmi spui ce faci. Bei o bere, mă suni, îmi spui ce faci. Te culci cu alta, mă suni, îmi spui ce faci. Și așa creștem o familie fericită, la mare, în România. Mamele sunt cele mai binecuvântate de societate.